Astăzi o să facem un vlog un pic mai diferit. Tot family vlog o să fie, dar subiectul o să fie, nici Elena nu știe despre ce vorbim astăzi. Nu știu. Este vorba despre un personaj care pe mine m-a pus pe gânduri și mi-a schimbat părerea și legat de Anglia și legat de viață în general. Nu o să vă vină să credeți despre cine e vorba, pentru că eu niciodată n-am fost cu fotbalul. E vorba despre David Beckham. Deci vorbim despre documentarul de pe Netflix pe care l-am văzut săptămâna asta, care a ajuns numărul 1 în UK. Culme, mie nu-mi place fotbalul, nu mi-a plăcut niciodată, nici să merg la stadion am fost, dar nu mi-a plăcut niciodată. N-am fost microbist niciodată, n-am fost niciodată cu fotbalul. Dar Elena zice, bă, am văzut ăsta, documentarul. Nu mă gândeam să-l văd. Nu m-am gândit să-l văd, dar când mai intru pe Netflix, mă uit să văd ce este în top. Am văzut și pe internet la fel, că un documentar super, numărul 1 în UK. Mă zic, hai mă să văd, eram foarte interesant să o văd și pe ea, pe Victoria Beckham. Că de fapt este The Beckhams, e familia care Beckham, a fost nu e doar Spicy despre Girls, ea. Nu? Care a fost Spicy Girls, da, Posh Beckham. Eu era. Eu știam de Victoria, știam că o cheamă Victoria Beckham. Păi e Victoria Beckham, dar n-ai știut că e din Spice Girls. N-am știut, nu. Nu, adică da. Poate știu melodiile lor, dar nu mi-aduc aminte fața ei de acolo, știi? Știu, dar mi-aduc aminte pozele ei cu el când ieșeau ei să facă poze, știi? Mm-hmm. Bine, care e subiectul? Că mai ales că noi ne-am pocăit și nu ne mai uităm la filme sau ne uităm la filme mai decente, ca să zic așa. Nu mi-a plăcut niciodată fotbalul, nu mi-a plăcut niciodată să mă uit la filme de groază, nu știu de ce. Dar acum nici nu mai aș vrea, știi? Dar zic, hai mă să văd despre ce e vorba cu Beckham ăsta, știi? Ce e atât de... Și te prinde imediat. Pentru că începe de când era el copil, avea 20 și ceva de ani. De la 13 ani. Nu, 5, de la 15 ani a început fotbalul, dar... Da. Și la 23 sau 20 de ani, ceva de genul ăsta, el deja era cel mai mare jucător de fotbal al Angliei și urma să joace pentru Anglia. Era un meci foarte important. Și a arătat un... Nu, a fost facultat, nu? Parcă ce era? Un brazilian sau ce era ăla? Cu cine a fost meci? Argentinian, când a jucat Argentina, cu Argentina. Da. Și l-a împins ăla. Știu că dacă nu vă place fotbalul, nu o să vă pară interesant, dar o să pară și pentru cine nu joacă fotbal, ca să înțelegeți ceva, mai ales cei care locuiți în Anglia. Și ăla... L-a împins, a făcut ceva, l-a tot șicanat în continuu, pe Beckham. Și la un moment dat ăsta de jos îl lovește cu piciorul. A fost un gest urât care nu se face în fotbal, dar nu atât de mult cât s-a exagerat. La modul în care 6 luni de zile, toată Anglia îl scuipa și îl înjura pe Beckham, la propriu și la figurat. Cum îl prindea pe unde... Dar de ce? Pentru că făcând treaba asta, i s-a dat cartonaș roșu. Și fiind un meci extraordinar de important Anglia-Argentina și era la unde? Era la mondiale. Da, mă, era... Așa? Da, era ce mai important. Era l-au scos de pe teren. Scoțându-l de pe teren, Anglia a fost... A jucat în 10. Direct spre... A fost condusă să piardă meciul respectiv, nemai fiind Beckham. Au ținut meciul în 10 oameni până la... Că era egal, știi? Și la egal au avut penaltiuri la sfârșit. Și la penaltiurile alea Anglia a pierdut la penaltiuri. Deci... Și aici n-am înțeles, pentru că, stai puțin, n-a pierdut Beckham vreun gol, știi? Nu, dar s-a considerat că dacă el stătea până la sfârșit în meci, aveau mult mai mari șanse să câștige. Da, dar n-a fost singurul vinovat, asta încerc eu să spun. Și chiar și așa, băi, 6 luni de zile, vreau să înțelegeți ceva despre Anglia, de asta fac acest clip, ca să înțelegeți ceva despre ei. Eu n-am până la clipul ăsta și de-aia fac, că nu mă interesează, vorbesc eu de fotbal, nici nu mă interesează. It's ok now, Alex, get in now. Ia una mami de acolo, rupe și suflă și mănâncă, hai. Try. Deci, n-am avut niciodată atracție, încă o dată spun, la 10 ora, cred că am zis. Dar m-a interesat omul, el, cu Ai familia lui. Puțin, da? Ai las-o puțin. Și m-a interesat să văd cum au reacționat englezii, pentru că englezii sunt foarte microbiști. Și șeful meu de la muncă, așa. Deci, asta m-a interesat, să văd omul din spate, să văd ce... Care a fost viața lui, că atunci când vezi un documentar vezi viața omului, nu vezi personajul, știi? Și poate închizi geamul, Alex. Close the windows, please. Mommy's gonna hold a little bit. Close that window, okay?
pahar, please. Thank you, mommy. Close the window. Thank you. Și ca să vă, o să vă spun și concluzia până la urmă, să vă spun tot ce vreau să zic despre acest om. 6 luni de zile, ca asta vrei să spui. 6 luni de zile, băi frate, eu am știut că ei sunt microbiști. Șeful meu de la muncă mi-a spus că au fost în Turcia cu echipa, au fost mulți, dai seama, mulți englezi, au văzut cum se duc echipa acolo și cu pere și se îmbată și urlă și fac altele. Și în Turcia, un alt microbist de la Turcia a luat gâtul la un coleg al lui, englez. Și la atunci nu mai suportă Turcia, mi-a zis, de câte ori vezi... Bine, mă, bine. De câte ori vorbesc de Turcia cu el, se enervează și aduce aminte de faptul că i-a omorât un prieten turc, știi? Și zic, hai să mă uit la documentarul ăsta. Și când am văzut câtă ură au putut să aibă oamenii ăștia într-un copil, până la urmă avea 20 de ani, frate. Și în primul rând, e un căcat de joc de fotbal, hai să fim sinceri, dă-l încolo, că o fi reprezentat. Unii pun prea mult preț pe chestia asta. Că... Îți dai seama câți puseseră pariuri? Da, mă, asta spun. Hai că ai pus pariuri. Dar erau niște microbiști, erau niște oameni simpli care veniseră să uite la meci. Și din cauza că, băi, pe el totuși, ăla și canastel facultate, deci n-a fost nici măcar vina lui, știi? Să-l pui la zid, deci eu cred că dacă putea lumea să pună mâna pe el, eu cred că l-o mura. Tu n-ai văzut, deci spune, mergea pe stradă, era scuipat de oameni pe stradă, să vă uitați la documentar, era scuipat de oameni pe stradă. Ajunseseră să meargă colegii lui din echipă de la Manchester, mergeau cu el la toaletă, care e rândul cui să meargă la toaletă, pentru că s-o lua lumea de el în baruri. Ziarele l-au făcut în ultimul hal, în ce hal l-au făcut, că e o rușine a Angliei, că a făcut țara de rușine, că să nu-și mai scoată capul pe nicăieri. Până și ministrul care era atunci a făcut. Da, deci absolut fiecare om de la cel mai mic până la primul ministru al Angliei l-au... tras la răspundere, l-au arătat cu degeți. Dar urât, adică într-un mod foarte rău putea să spună, ok, s-a întâmplat, lasă frate că-și revine cel mai bun om al nostru. Băi, 6 luni, nu s-a întâmplat niciodată, eu n-am auzit așa ceva, nici în România. Să ții atâta dușmănie pe un om, mai ales că era copil, mai ales că era și el îndrăgostit, avea relația lui începutul cu Victoria Beckham. Era gravidă, se gândea și el la ea, na, ai presiune. Și oameni în vârstă, oameni, băi, de clasă socială, de rang înalt, s-au comportat exact la fel, știi? Și asta m-a dus cu gândul, băi, vezi că Anglia asta... Nu toată Anglia, dar o mare parte a Angliei are așa o ură în ei, cum eu am crezut că la ce altă nație puteți să ne gândim? Poți să te gândești la altă nație ca să compar cu ce am văzut aseară? Nu știu, adică noi auzisem că englezii sunt grav la fotbal, deci e grav și aici când este meci la noi în cartier. E poliție peste tot, deci e nebunie să știe că o să fie meci, trebuie să fie controlat de poliție. Nu am mai auzit, dar până să știam că reacționează, deci asta este faza când am fost noi în România și am auzit că englezii și-au aruncat televizoarele pe geam. Asta a fost atunci când și-au aruncat televizoarele pe geam. Bine, ăștia spun că unul dintre suporteri chiar și-au aruncat televizorul pe geam. Da, și arată ei în documentar și arată că și-au aruncat televizorul pe geam. Deci până acolo așa reacție să ai ca suporter a unei echipe de fotbal. Băi, și așa ură să prinzi omul ăla. Una e ceva politic, e război. A fost un criminal care a scăpat, că a avut bani, ceva de genul și să vorbim. El pur și simplu după 6 luni de zile intra pe stadion să joace și dădea goluri și lumea îl huiduia și îl scuipa. Exact. Dar deci... nu putea nici să joace, adică vorbește în documentar, vorbește familia lui. Prin ce trauma a trecut și acum are 47 de ani și acum când te uiți la documentar și vezi fața lui și aduce, e tulburat și acum ziua de asta. Băi, deci oamenii ăștia sunt, eu am crezut că noi românii suntem o țară a extremelor, dar de fapt ei sunt mult mai extremiști decât noi. Să spun ceva, îi vezi foarte mulți crași supraponderal pe stradă, care eu n-am văzut în viața mea în România, adică ieșit în comun. Pur și simplu te... Bine, bravo, mami, ai mâncat, nu te mai doare capul. Nu, că vorbesc, că îmi doare capul. A, nu te mai doare capul. Bine, mami, papă. Da, și în același timp îi vezi că ies și aleargă și pe ploaie, în tricou. Adică, o țară extremă, fac și sport și arată bine, dar în același timp sunt extrem de obezi, unii dintre ei, știi? Și stau cu căruciorul de alea. Au o educație
mult superioară peste România, dar în același timp fac căcaturi de astea, mă scuzați de limbaj, cum a făcut cu Beckham și cu huliganismul lor, care îi vezi că se dezbracă în pielea goală pe stradă și înjură și se îmbată și fac, nu știu cum să vă, nu știu cum să vă spun, mi-a trezit așa un sentiment de despre țara asta în care abia vorbise duminica trecută, nu? Sau cu două duminici. Da. Despre faptul că Anglia e o țară civilizată și veniți aici, că oamenii sunt nu știu cum. Și într-o dată mă șochează cu chestia asta. Bă, m-a șocat. Deci ceva... hai să zicem că nu se întâmplă treaba asta în fiecare campionat. Nu departament, în fiecare parte clasă socială sau a țării, adică nu știu cum să-ți explic. Cred că poate, de exemplu, la război, cred că n-ar mai ieși niciun englez acum. Ba da. Decât poate armata, nu știu dacă, doar dacă au, sunt bai atacați direct, nu știu cum să spun. Au, lasă, hai să nu exagerăm. Nu, dar la mic, la fotbal, ei să știe că sunt cei mai răiți. Dar cred că știi până să vedem noi documentarul ăsta, nu ne-am dat seama până unde pot să ajungă. Știi ce mi-am dat seama? Eu cred că s-ar putea să fie în fiecare țară, dar ei să fie, nația lor să fie mult mai răi decât ne dăm noi seama. E o refulare, cum să spun, e o chestie care se strânge în oameni. De-aia au fost mereu războaie, de-aia au fost mereu revolte, revoluții și mai departe. Oamenii când nu mai simt fericire în ei, caută să răzbune, caută o revoluție, caută să bată cu cineva, să obțină ceva. Și am impresia că din cauza că n-au mai avut războaie, n-au mai avut nimic, se duc pe stadioane și acolo ei se descarcă, înțelegi? Presiunea asta care o strâng în ei. Pentru că suntem totuși, nu știu cât la sută, suntem animale și avem o reacție precum animalele. Și primează instinctul primar, știi? Și asta, eu asta pot să înțeleg, altfel nu pot să, oameni care au civilizat, au făcut cel puțin și au făcut și rău, dar au civilizat o bună parte din planeta asta, să se ducă și să se înjure și să se omoare și să se bată cu niște, hai că treaba aia cu Turcia nu m-a surprins când am auzit de la șeful, că am zis că poate cine știe, au făcut ei prostii pe acolo și musulmanii sunt mai răi și poate cine știe, s-a uitat la s-a luat de vreun musulman, că mă gândesc eu, ale mele, zic, cine știe de la ce s-a pornit, ce s-a ajuns de iatealul la gâtul, nu, sunt pur și simplu huligani, sunt microbiști, sunt răi, dar nu mă așteptam la Anglia. Voi până să văd, uitați-vă la el și o să înțelegeți treaba asta cu Anglia. O chestie despre care nu știu dacă se vorbește despre Anglia, nu știu. Pentru că cei care țin cu echipele astea de fotbal să microbiști, ei laudă chestia asta. Bă, dar nu avea nici pur și simplu în mintea mea, eu n-am văzut nimic care să țină de logică. Secolul 21 se comportă așa. Poate te aștepta pe timpul Imperiul Roman, când făceau ce făceau cu gladiatorii și cu, știi? Da. Tot așa ca să animeze populația, ca să-i scoată din filmele lor, știi? Ăștia aici. Da. Și... da. Deci sunt multe lucruri ciudate și care le descoper așa după o zi pe alta. Și ce am descoperit despre fotbal, despre Anglia, pentru că ieri am fost la muncă și am vorbit cu unul de la birou, un om în vârstă, care un om la costum așa, vorbește frumos, elegant. Deci ăla zice, bă, ăsta reprezintă Anglia, știi? Și i-a spus chestia asta și în loc să zică, prima lui reacție, în loc să fie, da, domnule, s-a exagerat, e o chestie mai așa, nu, el a zis direct, da, dar din cauza lui a pierdut Anglia campionatul. Adică, da. Câți ani sunt atunci, nu știu, 20 și ceva de ani, încă... Parcă era 94, nu? Încă englezii m-aș aduc aminte, bă, și el a fost eroul Angliei, Beckham. A fost cel mai bun judecător, l-au luat francezii. L-au luat ăștia, spaniolii, la cea mai bună echipă din lume, la Real Madrid, nu? Da, la Real Madrid. L-au luat americanii, care, și plus că era cel mai cunoscut, devenise un rockstar pentru fotbal, nu a existat așa ceva. Nici Maradona n-a avut atâta reclamă cât a avut Beckham. Da. Și vezi cât de ușor e ca oamenii să țină partea aia cu răutatea, să țină pe aia minte și să scoată ochii la om. Da. A pierdut Anglia campionat. După de parcă era plătit de toată Anglia, știi, toată Anglia pusese acolo câte o liră de fiecare om, pe el și el a pierdut campionatul. Nu, toată echipa a pierdut campionatul. Și nu știu, eu nu înțeleg, pe mine mă depășește, e pur și simplu o chestie animalică, o chestie care te duce spre anticivilizație, antisocial și e ceva care
m-a dezgustat. Vreau să spun că m-a șocat chestia asta, nu exagerez, dar a fost pură răutate, răutate pură. Poți să spui că ai răutat de pe cineva dintr-un motiv, să zicem, religios, sau din motiv de război, sau din motiv de... M-am despărțit de soție, soția m-a înșelat, o urăsc, 6 luni de zile, îi fac rele. Bă, te potulești până la urmă, știi? Chiar și după 6 luni. Dar pentru un, să nu mai zic că de meci de fotbal, pentru un simplu meci de fotbal, e un meci, frate. Bă, e unul care se joacă cu o minge. Voi vă dați seama ce... Să ură, era o ură pură, că veneau la geam, îi băteau să intre peste ei în mașină. I-a amenințat că le ia copilul, că le răpește. De-abia să nu scuze copilul ăla. Da. Nu înțeleg. Nu înțeleg. I-au trimis gloanțe, plicuri la adresa lui. Ăla, unde avea grupul sportiv, unde se ducea să se antreneze. Nu știu ce părere aveți, lăsați în comentarii, dar... Sper să nu se găsească vreunul să spună că să justifică așa ceva, că așa ceva nu se poate justifica. Asta a fost, din punctul meu de vedere, o pată neagră pe imaginea Angliei și sper ca lumea să o vadă, toată lumea să o vadă așa. Și în România la fel, se întâmplă, se bate văzutul ăia, rapidiști, cu steliști, cum se bat. Avem și noi bai noștri, bă, dar totuși, nu mi-aduc aminte ca vreodată să fi ținut România ură 6 luni, 2-3 zile poate înjurau, dar nu să-l vadă pe stradă să înjure, știi? În cel mai rău caz, să fi văzut în ziua aia, să fi înjurat, să fi scuipat cineva. A doua, a treia zi, spun eu, dacă îl vedea cineva, hai să facem poză, frate. Și să-i bată obrazul, bă, dar ai făcut o prostie. Dar eu n-am știut că există treaba asta în istoria Angliei și în cultura Angliei. N-am știut că există, am rămas dezamăgit. Și atâta vreau să spun, că aveți mare grijă, pentru că ura asta, există o ură foarte, o ură pură, un oameni care poate să plece de unde nu te aștepți. De acolo a fost și sclavia, de acolo a fost și rasismul, de acolo pleacă multe probleme. Oamenii când se depărtează de Dumnezeu, și vreau să închei cu chestia asta, se spune că oamenii când se depărtează de Dumnezeu, lipsa lui Dumnezeu apare, asta e rezultatul, apare ura asta și apare răutatea în sine. Asta e doar, Dumnezeu nu trebuie să bată pe nimeni, Dumnezeu nu trebuie să facă nimic, trebuie doar să depărteți, trebuie doar lipsa lui Dumnezeu e de ajuns și ăsta este rezultatul. Uitați-vă la documentarul ăla și n-am vrut să vă reclamă, dar uitați-vă ca să înțelegeți ce vreau să spun. Da. Despre asta se vorbea și în Biblie, despre asta vorbea și Domnul Iisus, despre asta se vorbește de mii de ani. Cu asta s-a confruntat tot timpul lumea datorită acestor caractere și gândiri umane. Au plecat războaie, au plecat probleme și așa mai departe. Din cauza... Și asta este, cred că, o dovadă că există Dumnezeu și diavol, pentru că ăsta este efectiv, nu? Ăsta este o dovadă, o probă că există diavol, și dacă există diavol, există și Dumnezeu, știi? Dacă nu crezi că există Dumnezeu, oamenii care nu cred că există Dumnezeu, să explice cum, ce a fost așa ceva, pentru că nu vorbim despre pușcăriași, nu vorbim despre oameni de, nu știu, clasă socială joasă. Vorbim despre toată Anglia, oameni buni, până la primul ministru al Angliei. Bine că ne-au luat interviu la regina, că și regina cred că ar fi zis ceva. Pe bune, mă, și șase, asta mai... Aia, putea că se întâmplă la o zi, două, înțelegeam. Da, a fost o chestie. Începuse toată nebunia, până la urmă eram plecat în America cu Victoria, pentru că urmau să aibă un turneu și l-au luat cu ele, practic, cu gândul că să-l protejeze. Eu uite ce baltă. Sau gândul când se întoarce, că o să treacă toată treaba asta. Și ea a rămas în turneu și el s-a întors în Marea Britanie, dar nu și-a dat seama, niciunul nu și-au dat seama în ce, că exact asta spune în documentar, în ce carnagiu s-a întors și în ce nebunie s-a întors el. Eu zic că dacă îl prindea lumea, l-a murat. Și hai să încheiem aici cu următorul lucru. Dacă apucați să vedeți documentarul, până la sfârșit, el trece peste chestia, ajunge erou Angliei, câștigă Anglia campionatul, merge la cea mai... unde jucau Ronaldo, Zidane și toți ăia, adică eu doar am auzit așa ceva. Manchester United, da. Ei erau fanii lui, el era fanul lor, da, la Real Madrid, era fanul lui Ronaldo și la aia, ajunge să joace cu ei, ajunge să fie mai mare decât ei, cel puțin în social media, în Franța, în America, și la sfârșitul filmului joacă ultimul lui meci și ia plânsul. A jucat la Franța, la Paris Saint-Germain, sau cum da, și ultimul lui meci, doma
deși nu sunt cu fotbalul, m-a emoționat, da, pentru că mi-am dat seama că cât de mare a fost el și Arnold, ce să mai vorbim, cât de Arnold a fost aproape președintele Americii, și în filme, și în politică, și în toate alea. Și când mă uit la Arnold, acum văd un moșuleț cu barbă, barba așa albă, nu-i stă bine, singur, nu mai are nici familie, că a divorțat, l-a lăsat, a făcut ce a făcut, și toți banii, toată faima aia, oricât de om mare ai fi fost, la ce ți-a și mă uitam la Beckham, la 47 de ani arată rău. Deși arată, se vede pe fața lui ridurile alea, se vede că trebuia să arate un pic mai bine pentru vârsta lui. Că uite, el alții, Ronaldo și ea graș, înflaț la față, dar nu, el arată tras la față, a trecut prin greu și el și ea, da. Știi? Și stai și mă gândeam, zic, bă, ce e viața omului? Tu îți dai seama că oricât de puternic ai fi tu pe pământul ăsta și pe ăsta care a fost și mai bogat om al lumii, Solomon, nu? A avut 1000 de femei, a avut, nu știu, în banii noștri, cred că nu are nimeni mai bogat cum a fost el. Și a murit. Și toți ăștia au îmbătrânit și mă uit la ei, că se vedea mândria pe față și puterea care o aveau și cum ieșea acolo și l-a aruncat pe Beckham în sus, l-a luat și l-a aruncat în sus, că era un fel de semizeu, știi? La fel și Michael Jackson și Maradona și Arnold și mai departe. Și ajungi, când te uiți la ei, niște moșuleți. Nu mai sunt nimeni. Înțelegi? Nu mai vrea nimeni să facă poze cu ei, se mai laude, s-a dus. Și peste 50 de ani nici nu se mai existe oamenii ăștia. Sau poate cine e mai interesat de istorie sau de chestii de-astea. Dar majoritatea populației, când era cunoscut, ai văzut că la un moment dat faza aia cu... S-a dus să vadă dacă e vreun om pe planeta Pământ care nu-l cunoaște pe Beckham. Pe Beckham, da. Și a găsit într-un sat... În Ciad, un păstor. Un păstor. Adică un cioban. Și zice, am găsit omul care nu cunoaște, așa de cunoscut. Acum faceți și voi paralela asta cu Iisus Hristos, care a trăit acum 2000 de ani, da? 2000 de ani. E gândește pe 2000 de ani, Beckham nici nu se mai știe ce a fost Beckham. Iisus Hristos a trăit acum 2000 de ani, pentru o perioadă scurtă, nu era o cameră de filmat, nu era social media, nu era nimic, și încă este cel mai cunoscut, și Biblia este cea mai cunoscută carte, cea mai vândută, cea mai puternică carte. Cea mai controversată, da? Carte. Că... Gândiți-vă la lucrul ăsta. Și gândiți-vă ce vă promite lumea asta. Și oricât ai fi tu de șmecher, oricâți bani ai avea tu, oricine ai fi tu, gândește-te că nu o să ajungi nici măcar la 1% din ce a ajuns Beckham sau Arnold sau așa. Și uite-te că eu cel puțin față de Beckham am vreo câțiva ani în plus, vreo 10 ani în plus față de el. Am tinerețe față de el, știi? Am asta în plus, care e mult mai valoroasă decât ce are el acum. Eu cred că el ar da jumate din averea lui pe 10 ani, să mai trească, să fie cu 10 ani mai tânăr, nu? Și să nu joace tot fotbal acum. Sau să joace fotbal, că ar da toți banii, probabil, știi? Nu ar mai, nu ar mai vrea altceva. Că are 3 case, care are case de 6 milioane de... sau 60. Casa lor, din Londra, e 62 de milioane. 62. Ei, și mă uitam la documentar, uitați-vă și voi, dacă nu trebuie să mă credeți, se vedea tristețe în fața lui. Da. Și ținează că a plâns atunci că s-a terminat cariera lui cu fotbalul. Acum unde am vrut să vă duc cu toată treaba asta? Gândiți-vă să puneți ceva și pentru cer. Să puneți ceva, să nu puneți numai pentru lumea asta, să strângi numai pentru lumea asta, pentru că... Să vedeam, bine, ei au făcut copii până la urmă, totuși au o bucurie. Gândește-te să nu ai nici măcar copii. Să ajungi bătrân cu toți banii tăi și să nu poți să te bucuri. Că nu se mai bucură, să vede, pentru că ei au avut o adrenalină puternică, ei au avut, au fost cineva, știi? Și într-o dată nu mai au aia, nu mai sunt importanți, nu mai caută lumea, nu mai știe nimeni de ei. Și cred că cel mai important este să te vadă de fapt Dumnezeu. Ca să câștigi un loc acolo în rai. Dacă există raiul ăla, eu cred că există. Dacă există raiul, cred că toată viața asta ar trebui să ne dedicăm, să ne apropiem de Dumnezeu și să investim cât mai mult ca să ajungem în locul ăla. Nu în bani și în astea. Pur și simplu m-am rămas în pat așa după ce am văzut ăla, uitam pe tavan și zic, băi, am și eu 35 de ani, știi? Sunt mai tânăr ca Beckham și Aron și așa mai departe. Și peste 10 ani o să fiu ca ei, nu am nici ce au avut ei, banii lor și faima lor și mai departe. Și o să ajung exact în același prag cu el. Dar sunt sigură că o să fii de 10 ori mai fericit decât e el acum. Păi asta e, asta am vrut să zic. Votați-l pe Dumnezeu, că Dumnezeu poate să vă dea și după ce, nu vreau să predic, dar chem
vlogul și vreau să fac o concluzie. Și după viața asta ți se promite raiul și aici până ajungi câte zile avea de trăit, când trăiești cu Dumnezeu, e frumos și e altceva, ai o pace în tine, ai o liniște, ai o bucurie, te bucuri de lucruri mărunte, care ei nu se mai pot bucura. Eu nu știu dacă mai poate Beckham să bucure de ceva, cum s-a bucurat în momentele alea când era el în... Pe stadion, da. Mi-aș dori să pot să dau ochii cu el, vreodată în Anglia asta, și să-i spun, întoarce-te la Dumnezeu, caută-L pe Iisus Hristos și să zică, peste ceva timp, să zică, m-am întâlnit cu un om, mi-a zis să mă îndreptat către Dumnezeu, am citit Biblia, m-am întors la Dumnezeu și sunt fericit din nou. Asta ar fi o bucurie pentru nu să fac poze cu el, să-mi dea el mie de la zi. Autograf. Și n-am nicio plăcere. Asta este, cum a zis Mihai Viteazu, pofta ce am poftit. Yeah. Poftit. Știi, să vadă el România, unirea, să vadă el toată țara românească, Moldova cu Transilvania să spunească. Yeah. Asta mi-aș dori și eu, să reușesc să ajut, nu că pot eu să fac ceva, dar să ajut ca cât mai multă lume să audă de Dumnezeu și să poată să trăiască ceea ce trăim noi. Fericirea asta cu Domnul și viața asta care avem noi. Intrați dacă vedeți pe canalul de celălalt canal de YouTube, fratele Ivan, unde postăm acolo vloguri despre ce am vorbit acum, religie, despre Dumnezeu, acolo ce am filmat și pe la biserică și așa mai departe. Încheie tot, dacă mai ai ceva de zis. Nu, mai ai acoperit tot. Nu mai am ce să mai spun. Vă pupăm și lăsați în comentarii dacă mai vreți să mai sunteți interesați despre viața de familie din Anglia. Sau despre ce subiecte ați vrea să mai vorbim. Noi vă pupăm și vă dorim o zi bună. La revedere! La revedere!